Accident de groază la bălți. O adolescentă de 19 ani, dar și un tânăr de 32 de ani au murit după ce s-au izbit cu motocicleta pe care se aflau într-o mașină. Tragedia s-a produs în după amiaza zilei de 18 martie, în jurul orei 16 și 30 de minute pe centura de ocolire a orașului. În imaginile de la fața locului se vede că impactul a fost atât de violent încât mașina a fost făcută zob, iar motociclistul și pasagera acestuia au fost aruncați la câțiva zeci de metri pe șosea. Ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Bălți, Jana Molceanov a declarat că la volanul automobilului se afla un tânăr de 28 de ani. Acesta ar fi ieșit la o depășire periculoasă fără a se asigura și s-a tamponat frontal cu motocicleta care venea din sens opus. Din nefericire, impactul a fost fatal atât pentru motociclistul de 32 de ani cât și pentru adolescenta de 19 ani aflată ca pasageră pe motor. Șoferul automobilului a fost reținut pentru 72 de ore, iar poliția din Bălți continuă investigațiile.